Situație de ultim moment, Gabriela Firea reacționează după noile informații publicate de Centrul de Investigații Media și Buletin de București, care o acuză direct pe sora sa, vorbind de informații care arată că sora ministrului familiei ar fi condus un serviciu de asistență și protecție socială din voluntari, care ar fi trebuit să gestioneze problema căminelor din localitate. Detalii despre acest subiect primim de la colega noastră Georgiana Iuzic. Georgiana, te ascultăm. Bun găsit tuturor! Gabriela Firea neagă orice informație care o acuză direct pe sora sa. Aceasta spune că sora ei nu a condus vreodată un serviciu social care avea atribuții în voluntari sau în IRFOG în cazul bătrânilor sau a persoanelor cu dizabilități. Această precizare vine după aceste informații publicate de Buletin de București și Centrul de Investigații Media, care ne arată că Nela Vica Andrieș, așa cum se numește sora Gabrielei Firea, că aceasta ar fi condus, că ar fi lucrat în perioada aprilie-decembrie 2021 la Direcția de Asistență Socială a Primăriei Voluntari. În plus, potrivit unor documente consultate de jurnaliști, în acea perioadă au avut loc și 7 controle într-unul dintre azilele Groazei. Mai mult de atât, informațiile mai indică și că în acest centru a continuat să funcționeze, chiar dacă au fost acele controle, nu s-au găsit la acea dată nereguli și mai mult de atât, 21 de persoane ar fi murit. Toate aceste acuzații sunt negate de Gabriela Firea, care spune că sora ei nu a avut de-a face cu ororile întâmplate în acele zile și că funcția pe care a ocupat-o aceasta timp de 8 luni a fost la Direcția de Asistență Socială Voluntari, dar în domeniul copiilor, nu al adulților sau al persoanelor cu dizabilități.